Cuvânt de învățătură al lui Grigore Monahul. Să nu ne lenevim la a noastră mântuire. Nu este cu cuvință, fraților, să ne lenevim la a noastră mântuire, nici să trecem cu vederea vremea cea dată nouă spre pocăință, pe care nu o vom mai putea dobândi vreodată. Că foarte de primejdie lucru este celor ce nu se pocăiesc acum și aici, să ne pocăim drept aceea de păcatele noastre până nu ne ajunge pe noi moartea, că de acolo nu ne vom putea întoarce, de vreme ce nu este întoarcere de acolo, ci vom merge în pământul cel întunecat al întunericului celui veșnic, unde nu este lumină și nici viață pentru păcătoși. Drept aceea, acum să ne pocăim, o, fraților, ca pe Dumnezeu să ne-L facem milostiv către noi înșine și să ne stăduim ai place Lui prin fapte bune, prin post și rugăciune, prin milostenie și prin smerenie, prin curăție și prin iubirea de frați și prin pocăință, neîndeletnicindu-ne cu deșertăciunile veacului acestuia. Să ne lepădăm de răutățile lumești, să nu ne îmbrăcăm iarăși cu patimile trupești, cu nesațiul și cu beția și cu pofta desfrânării, stricându-ne sufletul și trupul, că scurtă este vremea noastră aici. Pentru aceasta, să ne grijim de sufletele noastre și să căutăm mântuirea noastră, să ne ostenim spre Dumnezeu pentru păcatele noastre. Și dacă astăzi ne pocăim și ne smerim, iar mâine facem fapte rele, la ce ajută această pocăință? Că cel ce se pocăiește de faptele sale și apoi iarăși le face, cu ce sporește acela în pocăința sa, întorcându-se de la dreptate la păcat? Sau cum va fi auzită rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu? Că Domnul gătește asupra lui mânia, pentru că, precum multă este mila lui, așa multe sunt și certările lui și pe fiecare, după faptele lui, îl judecă și fiecare, după faptele sale, află. Fericit este omul cel ce poate să facă păcatul, dar nu-l face, și amar de inima care cugetă în două părți, și de păcatul care umblă în două căi, că Domnul pe cei cu un gând curat îi sălășluiește în casa sa. Cuvânt despre cum se cade creștinului a viețui. Tot creștinul, care este deosebit de necredincioși, să petreacă fără a face păcate, ca un prieten al lui Dumnezeu, ca un vrăjmaș al diavolului și ca un părtaș al tainelor lui Hristos. Căci, lepădându-se de satanicieștile fapte și de înșelăciunile drăcești, curat fiind și cuvios, de Dumnezeu iubitor și adesea rugându-se lui Dumnezeu să zică: Tatăl nostru care ești în ceruri, ca nu în chip nevrednic pe Dumnezeu numindu-L Tată să-L ocărească pe El, ci ca un fiu să slăvească pe Tatăl și ca un slujitor să se teamă de Domnul său, căci grăiește Domnul. Dacă Tată vă sunt vouă, apoi unde îmi este mie slava și cinstea de la voi? Iar dacă vă sunt Domn, apoi unde îmi este mie frica voastră de mine? Drept aceea, fraților, să petrecem în porunca lui Dumnezeu, să-L cinstim pe El ca pe un tată și să ne temem ca de un domn, să ne aducem aminte de păcatele noastre și de ele să suspinăm neîncetat și așa, curățindu-ne sufletele noastre, la Hristos să venim.